Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la mine interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Ștefan Baltă, președintele Partidului Ecologist Român, filiala Galați. Bună seara și bine v-am găsit, organizația municipală. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Ștefan Baltă, ați depus listele cu candidații pentru alegerile din 27 septembrie. Care este propunerea Partidului Ecologist Român pentru alegerile locale? Doamnă, am reușit în ultima zi să depunem listele pentru Consiliul Local și pentru Primăria Galați. În același timp am depus liste pentru Consiliul Județean și pentru Președintele de Consiliul Județean. Eu cred că venim cu oameni noi în politică, venim cu oameni experimentați în domeniile lor. S-a creat o echipă foarte frumoasă de care personal sunt mândru și cred că ușor, ușor cu această echipă vom reuși să ajungem la inima gălățenilor și să oferim încredere că acest lucru este cel mai important, dincolo de promisiuni, și să-i facem să ne voteze. Spuneați că ați lăsat pentru ultima zi. De ce ați lăsat pentru ultima zi? Nu a fost ceva programat. Am vrut să facem dosarele cât se poate de bine, să nu avem niciun fel de probleme la biroul electoral municipal, ceea ce s-a și întâmplat. Am construit echipa în ultima lună, cum vă spuneam, o echipă foarte frumoasă, și am vrut ca la final să venim să facem o figură frumoasă în alegeri, să facem o figură frumoasă și cu această listă de candidați și noi ne bazăm pe un scor foarte bun. Dumneavoastră sunteți candidatul pentru funcția de primar, dar sunteți și specialist în mediu. Poate asta este în primul rând că ceea ce ar trebui să rămână, cu ce să rămână gălățenii. Care sunt măsurile care ar trebui implementate la nivelul municipiului Galați în acest domeniu al protecției mediului? Nu e numai vorba de domeniul protecția mediului și vorbesc de el prima dată, dar după trebuie neapărat să dezvoltăm acest subiect. Protecția mediului, într-adevăr, este specializarea mea, e meseria mea, sunt cadru didactic în Universitatea Dunărea de Jos din Galați în acest domeniu pe protecția mediului. Și acest lucru a făcut ușoară integrarea mea în Partidul Ecologist Român. Numai că Partidul Ecologist Român este un partid politic și trebuie să fim foarte clari asupra acestui subiect. Noi încercăm să integrăm ecologia sau noțiunea de ecologie în politică, dar noi nu ne ocupăm, nu suntem ecologiști. Suntem ecologiști în politică și vrem să integrăm politicile europene în domeniul mediului care ajută la dezvoltare. Adică noi nu ne propunem doar să plantăm copaci și să facem spații verzi, ci trebuie să creștem calitatea vieții în Galați. Iar printre asta ai nevoie de locuri de muncă, ai nevoie de proiecte viabile. Deci noi integrăm partea, îmi place mie să spun, integrăm partea de ecologie în dezvoltarea orașului, care este foarte importantă. Și într-adevăr, e o bucățică de parte verde, dar economia este motorul unei societăți. Noi trebuie să atragem fonduri, toată lumea vorbește despre fonduri și cum să atragem fonduri europene. Fonduri europene sunt inclusiv pe domeniul protecției mediului, dar nu să plantăm copaci, ci să dezvoltăm, să creăm infrastructură, să creăm locuri de muncă. Și spun lucrul ăsta că se înțelege ușor. O infrastructură sănătoasă, o infrastructură de transport sănătoasă ajută la reducerea cantității de poluare, poluarea aerului și implicit la reducerea gazelor cu efect de seră. Dar plecăm de la bază. Infrastructură. Deci noi nu vrem doar să reducem gazele cu efect de seră prin a închide nu știu ce combinat sau nu știu ce întreprindere, ci din contră. Tehnologiile noi, tehnologiile viitorului, sunt tehnologii prietenoase cu mediul. Noi trebuie să depășim ceea ce facem de 30 de ani de stăm pe loc. A venit timpul să mergem mai departe. Am spus o chestie frumoasă așa, că semaforul, care toți care conducem trecem pe lângă un semafor, întotdeauna putem să plecăm de la semafor pe culoarea verde, adică să pornim pe verde. E momentul ca și economia să pornească pe verde. Asta vrem să facem noi. Dar cât de costisitoare sunt aceste măsuri? Nu sunt costisitoare deloc. În primul rând, dacă vorbim de zona industrială, e necesar, e obligatoriu să implementeze măsuri de protecție a mediului. Deci este absolut obligatoriu. Dacă vorbim de oameni simpli, noi ne lovim de lucruri de protecție a mediului în continuu, care ne ușurează sau ne îngreunează viața. Iar exemplul cel mai bun e managementul deșeurilor municipale. Noi toți producem deșeuri, toți producem gunoaie. Ce se întâmplă mai departe? Toți am învățat că e bine să reciclăm, numai că nimeni nu ne oferă această posibilitate. Nimeni nu ne oferă posibilitatea măcar să colectăm diferit deșeurile în funcție de tipul lor. Care cred că foarte mulți dintre noi ar vrea să se ducă la tombelon și să pună plastic într-o parte și hârtie în altă parte. Dar noi ca administrație trebuie să creăm
aceste opțiuni pentru populație. Nu doar să dăm vina pe populație că nu e civilizată, eu nu sunt de acord. Dar dacă nu oferim alternative, atunci ce facem? În același timp, e importantă și partea de spații verzi, că trebuie să ne recreăm. Noi am devenit niște mici roboței care muncim cât se poate de mult, cine poate să își permită să plece într-un concediu pleacă, cine nu, nu, dar nu mai avem timp deloc pentru noi. Și cred că unii sunt interesați să rămânem așa, să nu mai gândim, să nu citim, să nu privim în jurul nostru. Nu, noi trebuie să ne plimbăm, trebuie să ne recreăm, trebuie să citim, trebuie să sperăm. Eu am spus mereu, noi nu mai avem speranță, din păcate. Lumea asta a evoluat pe baza speranței, am sperat întotdeauna la mai bine. Acum nimeni nu mai speră. Toți suntem sătui de politicieni, pe bună dreptate. Pentru că ne promit și nu se întâmplă nimic și nu mai sperăm. Trebuie să începem iar să sperăm, să fim oameni. Pentru că acest lucru ne ajută să evoluăm, să ne ducem spre mai bine. Nu aș vrea să ne îndepărtăm de subiectul principal, lista candidaților. Cine face parte din lista Partidului Ecologist Român, filiala Galați? Toți oamenii sunt de valoare. Îmi este greu acum să vă spun pe fiecare poziție cine este, cu toate că îi știu. Vreau în perioada următoare să ies cu ei și să-i promovez, să vadă gălățenii ce oameni buni au intrat în politică, că tot vorbim de oameni noi în politică, avem și oameni experimentați, dar și oameni noi. Să știți, fac o paranteză și vă rog să-mi permiteți. Se vorbește foarte mult de oameni noi în politică. Trebuie să împletim întotdeauna lucrurile cu experiența și cu omul nou. Omul nou nu e suficient. Eu pot să fiu cel mai bun om după pământul ăsta și vorbesc de mine, nu vorbesc de altcineva. Dar dacă nu am experiență absolut deloc în administrație, nu sunt bun pentru administrație. Nu doar că sunt eu bun în profesia mea sau că sunt nou în politică, mă face bun pentru administrație, sub nicio formă. Și mă întorc la oamenii după listă. Încercăm să împletim experiența unor oameni în zona administrativă și politică cu niște oameni foarte noi, cu niște CV-uri impresionante în spate, care sunt profesioniști în domeniile lor. Ce e vin diferit oarecum și sunt mândru de acest lucru, pe lista mea, am un prieten, un coleg de partid acum, de origine greacă, care a venit în Galați în urmă cu 25 de ani. Dimitrie Papadopoulos îl cheamă. Este pe poziția 5 pe lista de consilieri. Deci e pe o poziție frumoasă, să spun, care eu cred că poate să fie și eligibilă. Ce se întâmplă? De ce este frumos și mă bucur foarte mult că a acceptat să se implice în politică? Nu a fost în niciun partid până acum. E faptul că el a venit în Galați la studii acum peste 20 de ani. A venit să studieze în Galați. Nu știa unde este Galați. Și a rămas aici. El a venit să studieze chimie alimentară, una din facultățile de top ale Galațiului și ale României. Și atunci e important să repunem acest învățământ universitar în față, pentru că poate să atragă oameni. Dar ce e și mai important de aici? Acest om a descoperit în Galați niște lucruri care l-au făcut să rămână în Galați. Și lucrurile alea, din păcate, noi nu mai știm să le apreciem. Prin ochii lui, noi vom reuși să redescoperim Galațiul. Să vedem ceea ce este frumos, pentru că principala problema noastră e că pleacă tinerii din Galați și nu numai tinerii, pleacă și persoanele calificate. Oameni cu meserii bune care nu mai rămân în Galați și la noi nu mai are cine să facă treabă și este foarte greu. El este un exemplu de om care a ales să rămână în Galați. Trebuie să beneficiem de acest lucru și de experiența lui și de cum privește el lucrurile în Galați. Că peste tot sunt minorități. Ce mai e important la el, ca și pe lângă faptul că numele lui de Papadopoulos are o legătură puternică cu Galația și cu istoria Galațiului. Dar să nu uităm că au fost comunități în Galați, inclusiv elene, care au ridicat Galațiul, au pus bazele Galațiului modern. Eu am făcut o postare de curând pe o rețea de socializare cu doctorul Serfioti, care știm foarte bine cât de multe lucruri a făcut pentru Galați, dar sunt multe altele. Aceste lucruri fac parte din patrimoniul cultural al orașului Galați și al gălățenilor. Noi putem să ne mândrim. Și atunci avem pe cineva grec la origine, mutat în Galați, care a descoperit Galațiul și îl iubește, care a investit mai departe în Galați și care poate să ne ajute să aducem și istoria înapoi. Dacă noi nu putem să beneficiem de patrimoniul nostru, atunci să cerem ajutor. Iar el este un om care poate să ne ajute foarte mult. Ăștia sunt oamenii pe care cu care eu sunt mândru că fac parte pe lista mea,
pe lista de consilieri ai Partidului Ecologist Român și cu care sunt sigur că trecem dincolo de zona politică. Majoritatea, din primele 10, majoritatea nu au făcut politică. Și am ingineri în protecția mediului, am ingineri în Liberty, am cadre didactice universitare. Adică din toate domeniile, din toate aria, oameni tineri, frumoși, curați, care nu au făcut politică și care împreună suntem siguri că vom reuși să schimbăm ceva. Spuneați că nu au făcut politică. Atunci cum i-ați convins să intre în politică? Să știți că este foarte greu să convingi pe cineva. Să convingi pe cineva să intre într-un partid politic pentru că automat îți asumi faptul că vei fi înjurat. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar înțeleg și oamenii de ce înjură politicienii, cum vă spuneam și mai devreme. Numai că au venit pe o idee și pe un proiect. Pe un proiect că am putea într-adevăr să facem din Galați un oraș mai frumos. Noi nu spunem dacă a fost bine făcut ceva până acum sau nu a fost bine. Pentru că sunt sigur că marea majoritate a tuturor celor care au condus Galațiul din orice funcție, primar, parlamentar, au avut intenții bune. Noi vrem să facem mai mult. Adică fiecare a făcut în bucățica lui, dar noi putem și ne dorim și sunt sigur că putem să facem mai mult de atât. Și în felul acesta, oamenii când au văzut că e vorba de un proiect serios, în care nu vorbim de funcții, nu vorbim de cum să câștigăm bani, niciunul nu este afacerist. Sunt mici antreprenori care cunosc greutățile. Am pe listă mai mulți antreprenori, dintre care unii foarte mici, cu doi angajați, care plătesc taxe, se chinuie să plătească chirii, vin controle peste controle. Și vorbesc foarte mult și mă deviez de la subiect, dar e important o chestie cu controlul acum, că se fac controle în perioada asta de pandemie, e fantastică. Controlul nu trebuie doar să te verifice, ar trebui să te ajute. Trebuie să ajutăm. Să fie de prevenție până la urmă. Sigur că da. Trebuie să-i dăm amenzi usturătoare dacă se repetă, dar dacă e o greșeală, trebuie să ajutăm puțin. Și asta e rolul autorității locale, care trebuie să dea un mesaj. Noi suntem obișnuiți ca și popor, și nu numai noi, dar românii, să avem un lider. Cerem de la președintele țării mai mult decât poate face. Nu-i cerem sub nicio formă politică externă, ci cerem să crească salariile, ceea ce nu e în atribuția lui. La fel este și în administrația locală. Noi cerem de la primar mai mult decât poate el să facă. Dar atunci, dacă ni se dă această putere în calitate de primar, de președinte de Consiliul Județean, măcar să o folosim să dăm direcții. Iar direcția este importantă în sensul de a construi și de a ajuta oamenii. Să trecem peste celebra vorbă, dacă cunoaștem pe cineva când vrem să facem ceva, toți ne lovim de acest lucru, pe cine cunoști. Vreau să ajungem la administrația în care toată populația Galațiilor se spună că îl cunosc pe primar și am rezolvat problema. Și nu trebuie să-l mai suni pe nimeni și să ajungă la ceva. V-a urmat în această competiție sau vă urmează în această competiție electorală vreun coleg, un fost coleg de la PNL? Da, și vizibil. Asumat chiar și neasumat. Chiar ieri mă gândeam, sincer să fiu, pentru că am pe lista de consilieri un coleg pe care l-am trecut în agenda numele lui și la final PNL, pentru că noi ne-am cunoscut în interiorul Partidului Național Liberal. Eu sper că foarte mulți dintre electoratul, să spun, al Partidului Național Liberal, cel puțin în zona de primărie, să îi conving și să mă voteze pe mine. Eu cred că mă pliez foarte bine pe ideologia de dreapta, ideologia liberală, pentru că asta este profesia mea. Eu nu-mi doresc ca PNL-ul să obțină un scor prost, cum văd că se împart bătăliile, ci din contră, eu le urez succes. Eu nu cred că suntem competitori aici, în această bătălie electorală, ci din contră ar trebui toți să încercăm să-i convingem pe oameni să iasă la vot, să voteze cu cine își doresc ei. Pentru că, din păcate, noi uităm că peste 50% din populația orașului nu vine la vot. Și nu sunt ei de vină, că noi de cele mai multe ori îi considerăm pe ei vinovați că sunt delăsători sau că nu le pasă. Nu este adevărat, ci noi nu am reușit să-i convingem. Și este vina noastră. Noi ar trebui nu neapărat să ne luptăm între noi. Dacă vrem să facem un bine orașului, ne batem între noi pe idei. Pentru că ideile și proiectele sunt importante. Dar noi trebuie să convingem electoratul să aibă încredere. Pentru că tot ați amintit despre PNL și ați făcut trimitere către acest partid, nu o singură dată v-am auzit că folosiți sintagma de liberal-ecologist sau ecologist-liberal. De ce folosiți încă această terminologie? Și mi s-a
lipit așa de mine și sunt mândru de ea, să spun, un liberal ecologist, pentru că eu mă consider liberal. Și așa o să rămân întotdeauna, pentru că asta este viziunea mea, asta este meseria mea, e o meserie liberală. De ce e liberal ecologist? Pentru că acum fac politică din partea Partidului Ecologist Român, iar meseria mea e de profesor, de cadru didactic pe protecția mediului. Lucrurile astea două se unesc foarte bine. Proiectele de dezvoltare, proiecte liberale de dezvoltare, sunt, e obligatoriu în ziua de azi să aibă componentă ecologică. Și atunci sintagma aceasta de liberal ecologist este de fapt prezentul și viitorul înspre care ne îndreptăm. Pentru că dacă vrem să dezvoltăm ceva fără componentă ecologică și de protecția mediului, nu se poate. Nu suntem încă în campanie electorală, suntem în pre-campanie electorală. Ați apucat să studiați ofertele celorlalți candidați? Recunosc că mă uit, pentru că este absolut normală. Știu că de cele mai multe ori nu trebuie să spunem lucrul ăsta, dar încă nu sunt un politician versat și, sincer să fiu, nici nu vreau să devin. Da, îi urmăresc pe toți și sunt atent, nu o să critic pe niciunul, chiar dacă în sinea mea critic niște idei și cred că nu sunt fezabile, dar nu vreau să critic, pentru că pe mine mă interesează ceea ce vreau eu să dezvolt. Iar, sincer să fiu, dacă am găsit la un alt candidat o idee asemănătoare cu a mea, eu încurajez și spun, da, trebuie să mergem pe ea și ar trebui să-și o însușească toată lumea. Pentru că așa ar fi normal. Suntem o diversitate. Și atunci noi putem să venim cu idei diferite, cu idei năstruznice chiar. De ce nu? De ce să avem ceva împotrivă și să-l jignim, să-i spunem că nu este adevărat? Poate omul reușește. Acum 100 de ani nu credea nimeni că o să stăm numai cu telefonul în mână. Și uitați că stăm. Deci fiecare e liber să vină cu ce proiecte își dorește. Eu vin cu proiectele mele în care cred și eu sunt sigur că oamenii vor vedea ce poate să fie realizat și ce nu poate să fie realizat. Decât să promitem că facem foarte multe lucruri în Galați, mai bine arătăm ceea ce ar trebui făcut. Că să știți că noi toți suntem nemulțumiți cumva, dar principala problemă e lipsa aceasta de speranță pe care ne-o dă acest sistem. Știu că spunem, toată lumea spune de sistemul PSD-ist. Eu nu m-aș lega de sistem PSD-ist, pentru că sistemul ăsta se află indiferent de culoarea politică. E un sistem care nu funcționează bine. Avem nevoie, cum spuneam mai devreme, vrem să facem ceva, prima întrebare e pe cine cunoaștem. Ne ducem într-un loc și ne gândim cât, dacă ajungem la doctor înainte, până să ne întrebe doctorul, întrebăm câți bani trebuie să-i dăm doctorului. La orice lucru pe care vrem să-l facem, punem niște întrebări înainte din cauza sistemului. Ne ducem să stăm la cozi și nu ne convine acest lucru. Asta e sistemul care ne irită. Ne irită pe toți. Adică noi toți am vrea într-un final, pe lângă autostrăzi, aeroport și așa mai departe, care sunt necesare. Dar am vrea o viață mai liniștită și mai curată. Am vrea mai puțină gălăgie, să spun, ambientală în jurul nostru. E un termen frumos, nu m-am gândit la el până acum, dar această gălăgie ambientală e bună și ar trebui să o folosesc. Pentru că vrem să mai fim și cu noi. Și nu vreau să filozofez, că sunt inginer și atunci poate nu prinde foarte bine filozofatul. Dar e vorba de viața noastră și de sănătatea noastră și am mai spus lucrul ăsta. Sănătatea populației nu înseamnă că e un aer poluat sau nepoluat, ci e mult mai complex de atât. Înseamnă să ai un loc de muncă, să poți să te relaxezi, să poți să te plimbi, să ai siguranța zilei de mâine, să ai siguranța pentru copiii tăi. Pentru că foarte mulți la vârsta mea începem să ne gândim, pe lângă cariera noastră, la copiii noștri. Din păcate, când ne gândim la copii, ne asumăm faptul, voit sau nu, că în 10-15 ani vor pleca de lângă noi. Nu ne mai gândim să facem casă lângă casa noastră pentru copii, că știm că nu se va întâmpla. Ceea ce nu este normal. Sănătatea noastră are de suferit fără să ne dăm seama. Noi trebuie să găsim soluții în așa fel încât să sperăm că copilul meu poate să aibă o șansă aici. Cu asta suntem noi responsabili. Vorbim de echitate între generații și ce putem să facem pentru generația viitoare. Asta. Să-i dăm speranță că se poate. Și credeți-mă, se poate. Spuneați că v-ați aruncat așa o privire pe oferta electorală a contracandidaților dumneavoastră. Cât de prezentă este această componentă a ecologiei în proiectele pe care și le-au propus pentru mandatul următor?
toți se leagă puțin. Cam toată lumea se leagă puțin de componenta de mediu, numai componenta de mediu este o chestie periferică. Toți vorbesc de faleză, vorbesc de Dunăre, vorbesc de parcuri. Numai că nu asta este adevărata componentă de mediu. Adevărata componentă de mediu este să integrăm acest lucru în marele proiecte din Galați. Eu am spus, noi toți ne lăudăm cu câți bani ne dă Uniunea Europeană, pe care nu o să ni dea așa. Trebuie să scriem proiecte și mulți vorbesc despre fonduri europene fără să fi scris un proiect vreodată. Dar sunt peste 500 de miliarde de euro pe care poți să-i accesezi direct de la Uniunea Europeană, pentru că există celebrul Green Deal, care se duce direct pe direcția aceasta de protecție a mediului. Și atunci noi trebuie să o exploatăm. Noi trebuie să scriem proiecte direct la Uniunea Europeană și să aducem bani în Galați pentru a dezvolta orașul, nu pentru a planta copaci. Pentru a planta copaci putem să găsim resurse și în interior, pentru că nu costă foarte mult. Da, sunt proiecte necesare să facem perdele forestiere în jurul Galațiului, pe care le susțin și care trebuie realizate. Și nu e greu de realizat. Numai că noi acum, ca și candidați, trebuie să vedem ce putem să facem mai mult de atât. Mă întorc la drumuri, mă întorc la cum legăm Galațiul de ceva. Galațiul este izolat și va rămâne și mai izolat. Și atunci cum reușesc să atragi un investitor la Galați, care costă foarte mult să facă transportul, orice ar produce la Galați, îi costă foarte mult. Numai că, vedeți, aici eu aș putea să spun, eu fac autostradă de la Galați. Ceea ce n-a reușit alt primar. Aș minți. Primarul nu poate să facă o autostradă care să lege Galațiul. În schimb, poate să creeze Galațiul de autostrada Soarelui sau de viitoarea autostrada Moldovei. Numai că primarul poate să creeze infrastructura în interiorul orașului și poate să creeze presiuni, lobby, pentru că noi lobby îl înțelegem într-un sens greșit, dar nu trebuie să-l înțelegem numai așa, în așa fel încât guvernul să investească, să lege această componentă importantă din zona noastră, și mă refer Galați cu Brăila. Pentru că în campanie iar evităm să vorbim de Galați-Brăila. Nu putem să unim orașele, dar putem să colaborăm. Pentru că împreună, colaborând, nu unindu-le, putem să facem presiune pe guvern să facă ceva în zona noastră. Pentru că altfel noi vom sărăci din ce în ce mai mult. Avem nevoie de susținere din partea guvernului și împreună putem să reușim. Și mă întorc la primar. Noi ne trebuie infrastructură în interiorul orașului. Trebuie să ajutăm antreprenorii în interiorul orașului, care se duc la periferie și care nu au drumuri de acces asfaltate, care nu au încă curent, nu au canalizare. Noi astea trebuie să le facem. Facem angajatorul mai mulțumit să cheltuiască mai puțin bani și atunci lucrurile astea se vor vedea și în salariat, și în venitul salariatului, și în toată viața din Galați. Asta înseamnă politică liberală și, ce îmi place mie să spun, liberal-ecologist. Adică să integrăm lucrurile. Cum ar trebui să integrăm inclusiv partea de stânga și ajutoarele astea sociale? Nu sunt de acord să le dăm fără cap, dar trebuie să le dăm, nu avem ce face. Și cele mai dezvoltate țări dau ajutoare sociale, numai că le dau acolo unde trebuie. Și le dau pentru o perioadă de timp limitată, în așa fel încât să încurajeze oamenii să se angajeze. Asta trebuie să facem și noi. Pentru că nu putem să facem politică doar de dreapta sau doar de stânga. Ne uităm că nicăieri nu este valabil așa ceva. În schimb, putem să dăm niște direcții de dezvoltare frumoase de dreapta sau de stânga. Iar eu întotdeauna voi alege politicile de dreapta. Cât de mult a făcut administrația locală, cât de mulți pași a făcut în această direcție a ecologiei? Considerați că s-a implicat foarte mult în protecția mediului? Administrația locală, iar este ușor. Eu pot să spun, domnule, ai făcut parcul Eminescu și ai pus prea mult beton. După gustul meu, da. Numai că nu e corect această abordare. Din punctul meu de vedere, eu felicit actualul primar pentru că a făcut parcul Eminescu, pentru că a făcut toată acea zonă de la nespălat. Eu îl felicit. Și felicit orice alt primar care face ceva. Da, după gustul meu, eu aș fi lăsat mai mult verde. Numai că, asta spun, nu trebuie doar să dăm în ceilalți, ci din contră. Dom'le, de ce să nu felicit pentru ce a făcut? De ce să nu felicit și pe fostul primar, pe Marestan, pentru ce a făcut? Că a dat drumul la niște lucruri importante. Eu trebuie să vin să arăt că pot să fac mai mult de atât. Eu vreau, spre exemplu, dacă vorbim de parcuri, să fac parcul CFR fără beton, să-l fac altfel. Am văzut că recent ați făcut o postare pe contul dumneavoastră de socializare legat de acest parc CFR, despre un monument care este acolo, în foișor, care ar fi trebuit să se afle în alt parc.
E, da, el normal a fost mutat de comuniști din Parcul Eminescu. Acum sunt foarte multe voci că de ce nu s-a reîntors în Parcul Eminescu. Adevărul este și părerea mea e că în momentul ăsta nu prea se potrivește cu Parcul Eminescu. Dar el ar trebui conservat cumva, ba mai mult ar trebui reabilitat pentru că este un monument și face parte din istoria noastră și atunci ar fi păcat să-l pierdem. Dar Parcul Eminescu, ca și topografie, ca și suprafață, ca și generozitate, este fantastic. În parcul acela nu trebuie să investești foarte mulți bani. Și poate să arate cel mai bine din tot orașul Galați. Parcul ăla chiar are potențial. Și e păcat să nu-l facem. Eu nu cred. Eu dacă aș fi fost primar, sunt sigur că nu reușeam să fac toate parcurile din Galați într-un mandat. Deci mă întorc. Nu vreau să acuz pe cineva. Dar eu vreau să zic că dacă aș fi primar, eu parcul acela vreau să-l fac fără beton. Vreau să fac cu alei, cu pietri sau cu zgură, cum sunt în parcurile din străinătate. Vreau să-l fac altfel. Iar oamenii care vor mai mult beton să dea copilul cu role, să stea în Parcul Eminescu, ceilalți poate să se ducă să se plimbe prin natură în alt parc. Asta trebuie să înțelegem. Știți cum e? Toată lumea dă vina pe greaua moștenire. Trebuie să o lăsăm. Haideți să convingem oamenii cu ce putem să facem, nu să îi înjurăm pe celălalt. Eu asta vreau să fac. Duceți cumva o campanie atipică și nu atacați contracandidații, ci dimpotrivă chiar sunteți dispus să veniți cu soluții și să-i ajutați. În cazul în care veți ajunge primar, domnule Baltă, sunteți dispus să le împărtășiți din experiența dumneavoastră, cel puțin în acest domeniu al protecției mediului, ca să reparăm ceva sau să facem ceva pentru Galațiul acesta? Doamne, eu dacă o să ajung primar sau când o să ajung primar, primul lucru pe care o să-l fac e să-i sun pe foștii primari, Ionuț Puchianu și Marius Tan, și să-i rog să-mi împărtășească din experiența lor, pentru că este foarte important să existe o tranziție între oameni. Nu tot ce a făcut cineva este greșit. Iar eu, dacă nu voi ieși primar și cineva, indiferent de culoarea politică, va avea nevoie sau pot să ajut cu o idee, cu un sfat sau cu un proiect, o voi face fără să clipesc. Pentru că nu suntem într-o bătălie decât într-una electorală până pe 27 septembrie. Pe 28 septembrie, indiferent ce se întâmplă, ar trebui să dăm mâna și să construim pentru oraș. Că noi asta spunem acum. Că noi facem tot în interesul gălățenilor. Păi și atunci, dacă facem tot în interesul gălățenilor, de ce ne înjurăm? De ce să nu profităm noi de ideile bune a tuturor și într-un final să ne unim? Pentru că gălățeanul, indiferent cât iese la vot, trebuie să-i respectăm votul. A ales să fie cineva, a ales să fie Baltă primar, ceilalți trebuie să respecte și să vină în spatele lui Baltă să-l ajute. Asta e noua politică făcută de noi politicieni pe care eu o promovez. Nu mai avem foarte mult din această emisiune, dar aș vrea pe final să vă întreb, domnule Baltă, care ar fi primele lucruri pe care le-ați face în cazul în care ajungeți primar? Curățată nu strada, ci curățată administrația și nu de oameni, ci de obiceiuri. Pentru că oamenii, să știți că de peste tot sunt oameni muncitori, nu sunt de acord că sunt mulți sau puțini, sunt oameni muncitori, trebuie doar să curățăm birocrația. Iar după să devină orașul Galați un oraș mai frumos, iar oamenii să fie zâmbitori, cum îmi place mie să spun, și cu speranță. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes în campania electorală și mulțumesc. Vă mai așteptăm aici la Reperul TV. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și domnilor, o seară plăcută în continuare!